Începând de astăzi, la nivelul județului Suceava, s-a înființat Centrul de Comunicare al județului Suceava, centru care cuprinde purtătorii de cuvânt sau, în primul rând, la instituțiile de structura ale MAI, care vom face parte și vom coordona activitatea de relații publice pe perioada alegerilor. Din centrul de comunicare vor face parte domnul Ilie Poroc, purtătorul de cuvânt de la Poliția de Frontieră, domnișoara Iulia de la Școala de Jandarmi, domnul Cornaci de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, eu, domnișoara Monica Tătaru de la Prefectură și domnul Alin Găleată, de luni inclusiv domnul Dan Baltaru de la ISU. Acest centru de comunicare va avea o voce unică, care voi fi eu, ce înseamnă vocea unică. Toate evenimentele electorale pe timpul campaniei, cât și în zilele alegerilor, vor fi mediatizate printr-un singur reprezentant. Adică, indiferent că evenimentul are loc în circumscripția jandarmilor, a celor de la pompieri, centrul unic va fi cel care va mediatiza și va răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră.